Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vă rog frumos să vă reocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, și în dimineața aceasta este o bucurie pentru mine, ca și pentru dumneavoastră. Sunt onorat în dimineața aceasta să slujesc în fața dumneavoastră. Mă bucur pentru Sorin, pentru Veronica, pentru sora Angela, căci au ales în dimineața aceasta să-și aducă copiii în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Credem, dragii mei, că în dimineața aceasta Dumnezeu este în locul acesta. Dumnezeu este gata să dea binecuvântare, este cu mâna deschisă să binecuvinteze și credem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este cea care îmbogățește, binecuvântarea lui Dumnezeu este cea care poate să o lease în dimineața aceasta peste copiii care sunt aduși aici în față și peste cei care ascultă în dimineața aceasta și Dumnezeu din ceruri să o facă. Amin. Dragii mei, mă văd în dimineața aceasta neputincios și vă cer un lucru în dimineața aceasta, să vă rugați pentru mine. Să știți că e un lucru, nu e chiar atât de simplu să vorbești la o binecuvântare de copii. Pentru că la o binecuvântare de copii de obicei se dau sfaturi. De obicei se dau sfaturi pentru părinți. Și ca să dai sfaturi cuiva, unui frate, unei surori care te ascultă și stă în sală, mai întâi trebuie să fi trecut prin acele lucruri, să le fi practicat tu. Dacă nu le practici, n-ai cum să le vorbești. Dacă n-ai trecut prin ele, n-ai cum să spui altuia. Și de aceea mă rog Domnului în dimineața aceasta, Dumnezeu să lasă o ungere proaspătă peste mine. Amin. Și Dumnezeu să lasă o ungere proaspătă și peste dumneavoastră să ascultați și să vă rugați pentru mine. Și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Dragii mei, mi-aduc aminte, în urmă cu câteva săptămâni, noi obișnuim, eu cu Loredana, când avem posibilitate financiară, să ne scoatem copiii din când în când, la un suc, la o hamburgesă, să ieșim cu ei. În urmă cu câteva săptămâni am ieșit cu ei la Albacete. Am mâncat, a fost bine, copiii s-au bucurat și a venit timpul să plecăm. Ne-am adunat, am spus noi toți pruncii, toți copiii și am zis, am fost la Albacete, la Burger King, să coborâm și să plecăm acasă. De obicei ne întrebăm dacă suntem toți. Și am întrebat și atunci, numărați-vă, sunteți toți? Și fetele lor au zis, da, suntem toți. Și am coborât pe scările cele rulante, la parcarea subterană, ne-am urcat în mașină, unii dintre noi, și cineva zice, Rebecca a rămas. Rebecca s-a pierdut. Când am auzit că Rebecca s-a pierdut, eram cu un prunc în brațe, am crezut că mi s-o tăia picioarele, am crezut că cad jos cu copilul care îl aveam în brațe. Rebecca s-a pierdut. A fost o panică în toată familia, în toți care eram atunci acolo. Loredana a fugit, tatăl meu a fugit și el s-o caute pe Rebecca, cu riscul ca să dea niște mașini peste ei. Știți, am crezut că se termină viața atunci, să-ți pierzi un copil, auzind atâtea știri în ziua de astăzi că sunt oameni care îți răpesc copilul, care îți ia copilul, umblă pe străzi, merg la școală după ei, nu-i mai găsești niciodată. În momentul acela, sincer să fiu, n-am spus nici Tatăl nostru, n-am știut niciun psalm, nici nu m-am rugat. M-am gândit primul gând care mi-a venit în minte, căci nu vom mai vedea și nu vom mai găsi niciodată pe Rebecca. Dragii mei, frați și surori, cei care sunteți părinți, puneți-vă în locul meu, e dureros să-ți pierzi un copil, e o pierdere mare, e o pierdere îngrozitoare. Și aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să vedem că e dureroasă pierderea aceasta a copiilor noștri pe pământul acesta,
să, posibil să treacă din viață, să ne ia Dumnezeu, e dureros, e greu. Dar știți care am considerat că e cea mai mare durere și ceea ce e mai dureros pentru noi ca părinți? Să ne pierdem copiii pentru veșnicie. Asta e mult mai dureros. Și aș vrea în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, să vedem câteva lucruri care să ne ajute ca și părinți, pe care noi trebuie să le avem, să nu ne pierdem copiii, dragii mei. În cazul nostru, nefiind veghiatori, ne luând seama la familia noastră, la pruncii noștri, exista riscul să nu mai ne vedem niciodată copiii pe pământul acesta. Dar mai dureros este să nu-ți vezi copiii niciodată urcând către împărăția lui Dumnezeu. Asta e cel mai dureros. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, îi dăruiește copiii nu să avem număr în casă, nu doar să îi îmbrăcăm, nu doar să îi încălțăm, nu doar să le dăm cele trebuincioase pentru trup, pentru stomac. Dumnezeu, când ne dăruiește copiii în familia noastră și noi considerăm că copiii sunt o binecuvântare din partea Domnului, Dumnezeu ne dă cu un scop să investim ceva în ei, să-i ducem pe un drum, să-i ducem pe o cărare, să avem un țel împreună cu ei, și țelul acesta este împărăția lui Dumnezeu. Că suntem săraci, că poate uneori nu avem posibilități, că uneori poate ducem lipsă de anumite lucruri, dragii mei, copiii noștri, noi ca și părinți avem datoria să-i conducem către împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea un primul lucru pe care trebuie să-l aibă un părinte ca să nu-și piardă copilul. Ca să nu stați ca și mine cu inima la gură, coboară cineva pe scări, vine Rebecca înapoi sau nu mai vedem niciodată. Ce trebuie să facem ca și părinți să nu ne pierdem copiii? Primul lucru pe care trebuie să-l facem ca și părinți este să fim modele vrednice de urmat pentru copiii noștri. Amin. Dragii mei, frați și surori, permiteți-mi să spun, copilul nostru poate să trăiască în cea mai sănătoasă biserică din Spania, să asculte cele mai frumoase predici în adunare, cele mai frumoase cântări, dacă tata și mama nu sunt modele vrednice de urmat, există șansa ca copiii noștri să fie pierduți pentru totdeauna. Cu câteva săptămâni eram undeva la adunare și îmi spunea un tânăr, niciodată nu mi-am văzut tata rugându-se împreună cu mine. Ce credincios poate să fie tatăl acela să nu și-a seara, dimineața, la amiaza sau când simte din partea lui Dumnezeu copilul, pruncul și să se roage împreună cu el? Ce tată poate fi acela? Niciodată nu mi-am văzut părinții să spună și să tragă un semnal de alarmă în casă, în ziua de mâine rămânem în poș în rugăciune înaintea Domnului. Niciodată n-am văzut lucrul acesta în casă la noi. Dar noi avem așteptări mari de la pruncii noștri. Ceea ce n-am reușit, ceea ce n-am fost noi în viață să fie ei. Dragii mei, copiii noștri nu vor fi mai mult decât am fost noi. Ceea ce am fost noi, ceea ce suntem noi, sunt și copiii noștri. Pentru că să nu vă așteptați niște părinți care nu se roagă, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, copiii să fie altfel. Copiii fac ceea ce fac părinții. Și aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să deschidem Sfânta Scriptură în Ieremia. În Ieremia, capitolul 35. Să vedem niște părinți și niște copii care au crezut cuvântul Domnului, care au ascultat de cuvântul Domnului, au ascultat de părinților. Este vorba despre recabiți, când prorocul Ieremia îi cheamă pe copiii aceștia și le dă o poruncă. Prorocul Ieremia era un proroc, un om prin care vorbea Dumnezeu. Și le spune copiilor ăstora să bea vin. Și ascultați ce răspunde niște copii care au avut un tată vrednic de urmat, un tată cu autoritate, un tată care îl iubea pe Dumnezeu. Versetul 8. Astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, nu bem vin toată viața noastră, nici noi,
Nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre, nu zidim nici case ca locuințe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânțate, ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit Tatăl nostru. Un tată, dragii mei, frați și surori, nu i-a dat Dumnezeu menirea aceasta doar să vină cu sacoșele pline de mâncare în casă, în familia creștină. Un tată și o mamă trebuie să-și învețe copiii căile Domnului. Și știți, Dumnezeu era sigur de un lucru, de un om al lui Dumnezeu care va porunci copiilor lui după el să poruncească cuvântul Domnului, să carce pe urmele lui. Era vorba despre Avram. Aș vrea în dimineața aceasta să ne întrebăm ce părinți suntem, responsabili pentru pruncii noștri. Să nu așteptați niciodată, dragi părinți, frați și surori, să vă educe școala copiii, să vă educe frați în biserică copiii, să vă educe păstorul sau comitetul copiii, educați-i dumneavoastră. Nu-i datoria lor, este datoria dumneata, ca tată, ca mamă, să vegheze asupra pruncului tău, asupra copilului tău, asupra copilului meu. Asta e datoria mea. E, tatăl acesta e un exemplu pozitiv. Dar sunt o grămadă de exemple negative în Sfânta Scriptură despre părinți care nu prea le-au interesat de familia lor. Și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în dimineața aceasta în Genesa. Aș vrea să vedem un om care totuși a stat aproape de un om al lui Dumnezeu, de Avram. A avut multe de învățat de la omul acesta, dar și-a omis familia. Este vorba despre Lot. Genesa, capitolul 13, cu versetul 12. Vă aduceți aminte de acea ceartă între păzitorii turmelor, a lui Lot și a lui Avram? Și oamenii aceștia ori hotărât între ei să se despartă, unul la dreapta, unul la stânga, unul ia muntele, unul câmpia. Și Lot alege câmpia, face o alegere care avea să-l coste să-și piardă familia. Și atenție, pentru că diavolul, dragii mei, frați și surori, când vine cu lucrurile acestea, niciodată nu o să-ți pierzi familia de la noapte la dimineață, într-o săptămână. Diavolul are răbdare. O face în mod treptat, puțin câte puțin, fără să-ți dai seama. Și ascultați ceea ce l-a costat pe Lot atunci când a făcut această alegere. Versetul 12 spune: Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot, văzând că țara aceea este mănoasă, a locuit în cetățile din câmpie și a întins corturile până la Sodomă. Vedeți când a mers Lot? Până în graniță cu Sodoma. Numai un gard îi dispărțea. Până lângă Sodoma. Și dacă îl întrebai pe Lot: Lot, ai de gând să faci următorul pas, să mergi mai departe? Niciodată. Acolo e păcat, e nelegiuire, e fără de lege. Niciodată nu voi trece la oamenii aceia. Haideți să dăm pagina. Capitolul 14 cu versetul 12. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram. Observați unde locuia Lot acum. Care locuia în Sodoma. Vedeți câte răbdare are diavolul cu noi? Și dacă nu veghem, ne ducem până la Sodoma. Gard în gard cu ea și spunem: noi niciodată nu vom trece dincolo în Sodoma. Noi aici stăm. Noi suntem oameni neprihăniți, popor al Domnului și aici e hotar. Aici e hotarul. Și priviți la Lot, îl vedem în acest verset din Scriptură, căci locuia în Sodoma. Dar l-o trimis Dumnezeu în Sodoma? I-o vorbi Dumnezeu să meargă în Sodoma? Ce căuta Lot în Sodoma? Al treilea pas, haideți să dăm încă două pagini, capitolul 19, cu versetul 1. Știți când păcatul Sodomei și a Gomorei a ajuns până la Dumnezeu și Dumnezeu
este nevoit să nimicească aceste cetăți. Și versetul 1 spune în felul următor: cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Îl priviți pe Lot la graniță cu Sodoma, în Sodoma și acum la poarta Sodomei. Istoria Sfintei Scripturi spune că și la poarta Sodomei acolo se făcea piață, se făcea negustorie și acolo se judecau. Dacă aveai ceva cu părâșul tău, mergeai la poarta Sodomei și era cineva care îți făcea dreptate. Și potrivit versetului 9, ei au strigat, pleacă și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul? Îl vedem pe Lot, dragii mei, frați și surori, cu pași mărunți, cum îl amăgește diavolul. Știți ce și-a pierdut Lot? Știți ce loc a stat această alegere? Familia. Știți ce vrea diavolul să ne pierdem astăzi? Familia. Să ne pierdem copiii. Aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu din ceruri să lasă putere să ne îngrijim mai mult de familia noastră. Să fim, dragii mei, frați și surori, niște oameni care se uită copiii la noi, niște părinți care se uită copiii la noi și ne urmează. Dacă tata nu se roagă, nici copilul nu se va ruga. Dacă tata și mama vorbește murdar, minte, și copilul acela va face la fel. Dumnezeu să ne ferească în dimineața aceasta. Dragii mei, frați și surori, trebuie să fim un model pentru copiii noștri. Noi trebuie să fim un model pentru copiii noștri, pentru că ceea ce ved în noi, copiii noștri fac și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun, trebuie să ne facem timp pentru pruncii noștri. Trebuie să ne facem timp pentru copiii noștri. Avem timp să cumpărăm și să vindem. Avem timp de o grămadă de lucruri, dar nu avem timp de copiii noștri. Nu avem timp să petrecem cu ei. Nu avem timp să stăm cu ei. Mi-aduc aminte și eu cred că am mai spus lucrul acesta. Un tânăr de 17 ani îmi spunea cu câteva săptămâni în urmă, a crescut într-o casă de oameni pocăiți. Și de multe ori tata și mama își făcea timp special pentru el. La rugăciune, la cântare, se întâlneau. În fiecare seară. Și nu trecea seară fără să cânte o cântare și fără să-l pună să se roage. Și tânărul acesta avea să ajungă în Anglia. La 17 ani, un copil neîncercat, necunoscând ce-i lumea străină, ce-i plecatul de acasă. Și tânărul acesta, într-un sfârșit de săptămână, cineva întinde un pachet de țigări, o țigară, și îi face o invitație dacă nu vrea să meargă la discotecă în acea noapte cu ei. Și spunea tânărul acesta, ca o vedenie, nu știu dacă a fost o vedenie, dar ca o vedenie, am văzut-o pe mama mea în fața ochilor, când în fiecare seară ne strângea în casa cea mare, se zice la noi la Moldova, adică în casa de curat. Mă lua și ne plecam pe genunchi și mă rugam și eu, în acea zi, când acei tineri m-au întins pachetul de țigări și m-au chemat la discotecă, am văzut-o pe mama cum plângea și cum și-a pus timp deoparte pentru mine și mă învăța, mă copile, poate nu toată viața ai fi în casa noastră, dar să știi că noi ne rugăm pentru tine și tu ești un copil al lui Iisus Hristos. Tu trebuie să fii un moștenitor în împărăția lui Dumnezeu. Și spuneam tânărul ăsta, nu mi-a fost greu să refuz, dar chiar deloc nu mi-a fost greu. Mi-am adus aminte toate zilele de post și tot timpul care părinții l-au petrecut alături de mine. Și am spus, nu, eu nu fumez și eu nu merg la discotecă. Următoarea duminică, zice, primul lucru pe care l-am făcut, m-am trezit de dimineață, m-am îmbrăcat, deși n-am făcut până atunci lucrul acesta, și am fugit la casa lui Dumnezeu. La prima rugăciune care s-a făcut, nu era evangelizare, m-am ridicat în picioare și am zis, fraților, eu sunt un fiu risipitor, eu am plecat de acasă, mi-am risipit averea și de azi înainte vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Domnul.
Dacă nu dăm noi timp copiilor noștri, dragii mei, cine vrea să le dea timp? Școala? Școala învață tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte de o mamă, 1999, trăia o familie binecuvântată, Susana Wesley, avea să se căsătorească cu Samuel. Avea să aibă 19 prunci. E greu să nu merg până la noi 19, dar să-i mai ai în casă. Noi săptămâna asta, îmi zicea Loredana, cred că am avut 11 copii la masă. 11, da, și mi-a trimis o poză și a zis, mă, așa e de frumos când îi vezi la masă. Și mă gândeam eu, dar păi și atât de greu când îi vezi la masă sau să strângi după ei, nu-i ușor. E greu, dar e bine. Susana Wesley avea 19 prunci. În fiecare zi, câte o oră și-o punea deoparte pentru fiecare copil. În fiecare zi, câte o oră. Știți ce spunea unul din copiii ei, John, în vârstă de 6 sau 7 ani, spunea, eu când voi fi mare, cred că nu mă voi căsători. Și era întrebat de ce. Nu cred că voi găsi o soție așa după cum a găsit tatăl meu, pe mama. Atât de mult o admira. Că să știți că le cumpărăm Adidas noi la copiii noștri în picioare, e frumos și e bine și e nevoie. Sau că le schimbăm îmbrăcămintea la Paș, la Crăciun, în vară, toamnă, când vine temporada. E frumos și e nevoie. Dar nu în toate familiile au aceleași posibilități, ca și mine, ca și dumneavoastră. Dar nu lucrurile acestea le vor rămâne în minte. Ceea ce vor rămâne în minte, ceea ce investești pentru sufletul lor, ceea ce le dai duhovnicesc, aceea îi va urmări. Femeia asta nu a rămas fără rod. Doi dintre pruncii ei, John și Charles, au fost oamenii prin care Dumnezeu s-a folosit și a trezit Anglia. N-ați vrea Dumnezeu în adunare la noi să facă noi treziri, dragii mei, frați și surori? Dumnezeu poate să o facă prin pruncii noștri. Și Dumnezeu să o facă în dimineața aceasta. Pruncii noștri au nevoie de timp. Și în lucrul acesta mă cercetez și mă găsesc cam falimentar. Sunt o grămadă de probleme pe care le au pruncii noștri, o grămadă de întrebări. Și noi n-avem timp să le dăm răspunsuri. Știți cine le dă răspunsul? Copiii și colegii de la școală, profesoarele care n-au treabă cu Dumnezeu. Ei le vor da răspunsuri. Dacă tu ca tată, ca mamă nu ai. Ei le vor da răspunsuri. Mi-aduc aminte de o întâmplare care o spunea un frate aici la, cu mulți ani în urmă, când o copil avea 25 de dolari strânși. Dolar cu dolar o strâns. Și într-o zi își întreabă tata, tată, dacă îți dau 25 de dolari, cât timp poți să stai de vorbă cu mine? Cât câștigi tu la muncă? Și spunea omul acesta, 50 de dolari. Zice, îți dau 25 de dolari să stai doar jumătate de oră de vorbă cu mine. Și noi n-avem timp de pruncii noștri. Sunt atâtea păcate cu care se luptă adolescenții, pruncii, încă de mici, prin desenele animate care le văd, prin filmele, prin telefoanele care le au la îndemână. Au atâtea lupte. Și frați și surori, ascultați-mă bine, lucrurile acestea, va veni vremea când nu le vor putea evita. Trebuie să stea cu ele în mână, în buzunar. Trebuie să facă studii, să învețe. Inevitabile. Dar nu-i neapărat să păcătuiască. Și aceasta cine vreți să le spună? Noi trebuie să le spunem ca părinți să învățăm. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi trebuie să ne facem timp pentru pruncii noștri. Aduceți-vă aminte când Absalom și-a omorât fratele și-a săvârșit o nelegiuire în Israel. Amnon o păcătuit cu sora lui Tamar, o necinstit-o, o curvit cu ea. Și Absalom, supărat din calea afară, l-a omorât. O fugit de fața tatălui. 3 ani de zile o sta fugar. 3 ani de zile. După 3 ani, David își aduce aminte că are un prunc. Din mulți pe care îi avea, omul ăsta își aduce aminte că mai are unul cu numele de Absalom. Și îl cheamă înapoi. Absalom vine înapoi. Și vine Absalom înapoi. Știți cât o stat în Ierusalim fără să-i vadă fața tatălui? Încă 2 ani de zile. 3 și cu 2, 5. 5 ani de zile, Absalom nu i-a văzut fața tatălui.
După 5 ani de zile, Absalom, dorind să-și vadă tatăl, mai mult împins la spate de Ioab, David acceptă să-l vadă pe Absalom. Știți ce a făcut David? După 5 ani de zile, atenție, după 5 ani de zile, copilul lui, carne din carnea lui, sânge din sângele lui, când ar fi trebuit să-i dea niște învățături privitoare la legea Domnului și să-i povestească despre minunile Domnului, omul ăsta după 5 ani de zile își cheamă fiul, l-a sărutat și i-a dat drumul înapoi. Atât. Un pupic și la plimbare, încă 5 ani de zile sau 10 sau 15. Ne întrebăm uneori de ce pruncii noștri sunt rebeli și ne vorbesc în față și ne întorc vorba și nu ne ascultă și nu vă ascultă. Știți de ce? Pentru că noi nu avem timp să stăm de vorbă cu ei. Copilului nu trebuie doar să îi impui reguli. Mă, nu fă asta! Nu? Cunosc o situație, o casă cu mulți copii. Când intră tata în casă, copiii s-ar urca pe pereți, s-ar băga sub paturi de frica tatălui. Ăsta scoate cureaua, scoate nuiaua și toată ziua trebuie să fie lucrurile. Frați și surori, copiii noștri nu sunt dușmanii noștri. Copiii noștri sunt sânge din sângele nostru și carne din carnea noastră, sunt prietenii noștri, trebuie să fie prietenii noștri. Copiii noștri trebuie să aibă încredere în noi, nu să spună luptele pe care le au, să le spună la școală, profesorilor, sau să spună fraților din adunare și să nu le spună nouă luptele care le au. Noi trebuie să avem timp pentru pruncii noștri, să Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, mi-aduc aminte de un tânăr, de un tată, care obișnuia să se roage noaptea. La 4 dimineața era pe genunchi. O fetiță n-avea somn. O venit lângă tata, s-a pus pe genunchi, a spus doar câteva cuvinte și a prins-o somnul cu capul pe fotoliu. Dar știți, lucrurile acestea au urmări în viitor. Acum te gândești ca părinte, dacă faci sacrificii poate pentru pruncul tău și vrei să investești ceva în el, nu vezi mari rezultate, dar mai pe urmă ce ai investit în el vei culege. Aduceți-vă aminte și n-aș vrea să judecați și nici dumneavoastră, nici oamenii care au copii neîntorși la Domnul. Sunt excepții când au fost familii care au investit în copiii lor. Și-au dat toată silința și rodul nu a venit atunci când s-au așteptat părinții. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, oare n-a făcut Dumnezeu tot prin jertfa Fiului Său Iisus Hristos ca toată lumea să fie mântuită? Ba da! Ce mai trebuia făcut? Prețul a fost plătit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a făcut tot pentru noi! Dar aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, de ce nu toți românii din Roda sunt la casa lui Dumnezeu? De ce? E tot așa poate fi și cu părintele acela și cu mama aceea care au făcut tot pentru copilul lui. Dar încă o vreme Dumnezeu mai zăbovește și nu-l aduce în casa lui Dumnezeu. Și noi uneori suntem așa de fugitip și dăm sentința, mă, ăsta n-are familia pusă în rânduială. Ăsta are copii nepocăiți. Dragii mei, frați și surori, nu înseamnă că dacă pruncii noștri sunt în adunare, suntem mai breji, mai buni unii ca ceilalți. Aduceți-vă aminte de pilda fiului risipitor, când unul din copii o mers la tata și a spus în față, tată, pentru mine ești ca și mort. Și din această pildă nu relatează Sfânta Scriptură că tata asta a fost rău, a fost bun, pentru că tata avea tot dreptul să zică, măi copile, până nu mor eu, nu-ți dau nicio parte de avere. Dar tata a fost bun și a zis, auzi, dacă vrei, jumătate îți dau. Și i-a dat. Și copilul a plecat de acasă. Și să nu vă faceți probleme, părinți care ați investit în copiii dumneavoastră și nu sunt în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta, dacă ați spus ceva în ei mai devreme sau mai târziu. Și ce a făcut tânărul ăsta? Fiul risipitor. O risipit tot ce a avut. A făcut praf. S-a dus tot. O ajuns sclav, o ajuns argat. Și-a adus aminte de un lucru și-a venit în fire și-a zis, mă, ca în casa tatălui nu-i nicăieri. De asta e frumos să investim în copiii noștri.
De asta e frumos ca părinții pocăiți nici n-au voie să se certe. N-au voie să-și arunce vorbe care nu sunt potrivite cuvântului lui Dumnezeu. Și-a adus aminte tânărul ăsta și-a zis, mă, eu stau aici ca un argat, ca un sclav, nici mâncare de la porș nu mi-ajunge măcar să-mi umplu stomacul. Dar știu ce voi face, voi duce la casa tatălui meu și voi zice, tată, am păcătuit, dar nu mai sunt vrednic să mă numesc fiu, eu vreau să fiu argat, dar ca argat să mă primești. Aș vrea să vă întreb, are nevoie un adevărat părinte de argați în casa lui, de însuși fiul său? Nu, dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de argați, are nevoie de fii. Și știți ce o zis tata? Măi copile, eu am investit într-o vreme în tine, tu ai fost un rebel, mi-ai risipit averea, dar fiind tatăl tău, te primesc înapoi și nu te primesc ca pe un argat, te primesc ca pe un fiu. Că altfel s-ar simți oamenii care au copii nemântuiți duși în lumea astăzi. Dacă n-ar mai primi câte o palmă și din partea noastră la figurat și să mai le aducem o sânde că nu sunt copiii și pruncilor în casa lui Dumnezeu. Dar care aveți prunci mici și care avem noi prunci mici, știm noi și suntem siguri că va rămâne în casa lui Dumnezeu, dar eu am o nădejde că dacă investești în ei ca și tată, ca și mamă, mai devreme sau mai târziu, îți voi vedea copilul în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze dimineața și asta. Oameni buni, frați și surori, nu prea mai avem mult timp. N-avem timp de o grămadă de lucruri, uneori e greu să venim duminica la adunare. Mi-e frică de un lucru, că n-avem timp nici pentru pruncii noștri. Și lăsăm la ora la religie, la catolici, să le spună aceea despre Sfânta Marie, despre nu știu ce sfinți au ei. Și noi n-avem timp de ei să învățăm că Dumnezeul nostru este viu, lăudat să fie numele Domnului. Îmi spunea o familie cu puțin timp în urmă, căci la Londra este obligat să-și lași copiii la ora de religie. Eu veni copiii la o familie acasă cu tot felul de lucruri murdare. Sunt o grămadă de indieni în seara aceea, o grămadă de Dumnezei străini, o grămadă de prostii le bag în cap. Și familia aceasta a luat o decizie, copiii noștri la orele acestea nu-i lăsăm. Noi suntem oameni pocăiți, noi suntem oameni al lui Dumnezeu, nu vrem ca în copiii noștri să bage de mici tot felul de învățături. Și-o pierdut alocație, și-o pierdut toate drepturile care se dau în Anglia. Știți de ce? Pentru că nu și-o lăsa copiii la ora de religie. Să le vorbească despre șoareci, despre șerpi, despre vaci, ca și Dumnezeii a indienilor. Și-o pierdut toată locația și era vorba despre vreo 1500 de lire. Acum întrebați-vă dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră sau eu aș fi renunțat la atâția bani, la 1500 de lire? Puțin, nu-i așa? Că noi dacă e nevoie duminica să mergem la lucru, mergem la lucru pentru 50 de euro, pentru 30, pentru 70 de euro. Și nu venim la casa Domnului cu pruncii noștri. Dragii mei, frați și surori, Dumnezeu să ne binecuvinteze să investim timp în pruncii noștri. Pentru că așa cum îl doare pe un tată pentru copilul lui, să știți că nu îl doare pe profesorul de la școală. Pe tine trebuie să te doară primul și Dumnezeu să te binecuvinteze și să mă binecuvinteze, să ne facem timp pentru pruncii noștri, dragii mei. Este singurul lucru care spune Sfânta Scriptură că îl vom lua în împărăția lui Dumnezeu. Iată-mă pe mine, eu și copiii pe care mi-o da Domnul. Că vă da Dumnezeu doi, că vă da trei, că vă da șapte, că vă da zece. Știți ce e important? Să vă faceți datoria și să-mi fac datoria de părinte pentru copiii noștri și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al treilea lucru cu care aș vrea să închei, fă-ți copiii ca să iubească casa lui Dumnezeu. Noi am vrea copiii noștri să iubească casa lui Dumnezeu, dar așa noi duminica să nu venim la adunare. Cunosc pe cineva care duminica avea obicei, el venea o dată pe lună la adunare, dar el avea obicei să ceară copiilor săi să vină în fiecare duminică la adunare, și de dimineață și de seară. Și pot să le spun pe săraci copii, la 8 de dimineață să se schimbe, să se îmbrace, copiii să fie la casa lui Dumnezeu și el tolăit în pat cu mâinile sub cap până la 12.
Să știi că copiii ăia nu vor veni de plăcere la casa lui Dumnezeu, vor veni siliți. Copiii în casa lui Dumnezeu trebuie să-și găsească plăcerea și să aibă plăcere să vină în casa lui Dumnezeu. Și așa să deschidem Sfânta Scriptură în Psalmul 133, dacă nu greșesc, care spune în felul următor, versetul 1 și versetul 3, vom da citire, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și noi în dimineața aceasta lucrul acesta îl facem. Stăm împreună și-i plăcut lucrul acesta. Versetul 3, este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Dragii mei, noi socotim căci aici când suntem adunați la oaltă, Dumnezeu dă binecuvântarea și aici Dumnezeu dă viață. Că copiii ne deranjează uneori că plâng, că sunt prea mici, că au mofturi uneori. Dragii mei, copiii trebuie să fie în casa lui Dumnezeu de mici. Nu la 17 ani să îi împui copilului tău să vină în adunare și atunci să-l mai și lovești, să de acasă să spună o poezie și el săracul nu știe măcar să zică două vorbe și e rușine să stea în fața poporului. El trebuie să fie învățat de mic în casa lui Dumnezeu. Dacă îl înveți de mic aici în casa lui Dumnezeu, el va prinde drag de casa Domnului. Acum aș vrea să vă mărturisesc ceva. Uneori nouă ni-e greu să venim marța și vinerea la adunare. Poate uneori ne-e greu și uneori nici nu venim. Vin din cursă uneori obosit la 8, 8 și ceva, mă, până îmi fac duș, până ajung târziu. Știți ce-mi place și ce-i frumos? Că uneori întreabă copiii, tate, dar până seara asta e la adunare, nu mergem la adunare. Acum trebuie să las capul în jos și acum și atunci când mă întreabă. Și să ne urcăm în mașină și să venim la adunare, că putem, că nu putem, că suntem obosiți, că trebuie să venim la adunare. Fă-ți copiii să iubească casa lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu dă binecuvântarea. Spunea un fratele Petrică Barbu într-o predică și mi-a plăcut gândul acesta. Zice că ai copii mici, că ai copii mari, adu-i în casa lui Dumnezeu, pentru că ce aici Dumnezeu dă roa binecuvântare peste mare și peste mic. Că poate este un copil mic care suge la țâță, la piept. Lasă-l și pe el aici, că Dumnezeu îl va binecuvânta și pe el de mic, să fie învățat în casa lui Dumnezeu. Că acum ne deranjează cu plânsul. Că acum ne deranjează uneori cu obrăzniciile lui. Dragii mei, mai târziu copilul acela va ajunge un om al lui Dumnezeu, căci e învățat în casa lui Dumnezeu. Dar dacă e învățat cu jocuri pe calculator, cu telefonul și plânge și nu poate să stea fără ele și tu îl lași acasă și tata la adunare, dragii mei, frați și surori, să n-avem așteptări mari de la copiii noștri. Pentru că ceea ce facem noi, ceea ce iubim noi, vor iubi și copiii noștri. Un alt lucru, cum putem să-i despărțim pe copiii noștri să nu iubească casa lui Dumnezeu? Și cred că lucrul acesta este un duh puternic prin care se luptă diavolul. Ajungem acasă de la adunare și îi luăm pe rând. Fratele Sami nu a fost bun. Iosif nici atâta. Găbiță nici atâta. Ionică, Stănică, Comitetul, Cântărețul, ăla au cântat prea sus, ăla prea jos și copiii noștri sunt pe lângă noi. Și noi spunem că adunarea asta nu-i bună de nimic. Bă, aici, vai de ei, mai bine nu mergeam. Ce mi-a fost de cap să pierd și o duminică de dimineață să mă duc la adunare și copilul lângă tine să joacă cu mașinuța, dar tu nu-ți dai seama. Și tu spui că adunarea asta nu-i bună de nimic. Și apoi vine vârsta de 13, 14, 16, 19 ani, când copilul tău vezi că își pune cerșel în ureche și deja poartă plete și-i gelat și deja șere bani să meargă la discotecă și tu, măi copiile, mă, dar bă, tu nu faci de astea că eu sunt pocăit, tu trebuie să vii la casa lui Dumnezeu. Dar care e casa lui Dumnezeu, tată? La ăia care nu-s bun de nimic? La ăia mă duci tu. Dragii mei, micile detalii pe care noi nu le băgăm în seamă, le vorbim în fața copiilor noștri, de păstori, de învățători și nici în fața lor, nici când nu se iei de față, nu-i voie să vorbim. Și spunem că copiii nu le aud. Un bătrân de 80 de ani
Spunea cineva o mărturisire că nu ținea minte ceea ce a făcut în urmă cu 4 sau 5 zile, dar ținea minte ce a făcut la vârsta de 7 sau 8 ani. Ținea minte grădinile din țară, ținea aminte când avea capacitatea aceasta să-și aducă aminte când mergea cu vacile pe islaz, câte vaci avea, cum îl chema pe vecinul de sus, cu vecinul de jos. Avea capacitatea aceasta în mintea lui să țină minte lucrurile acestea la vârsta 6 sau 7 ani. Dar nu ținea minte ceea ce s-a întâmplat cu 2 zile în urmă. Acum nouă ni se par lucruri mărunte, dar copiii noștri iau seama la lucrurile acestea, dragii mei. Și aș vrea să vă spun un verset care spunea Pavel: cine seamănă în firea pământească va secera moartea sau putrezirea. Va secera viața veșnică și aș vrea în dimineața aceasta să semănăm în Duhul în copiii noștri, dragii mei. Aduceți-vă aminte de Iochebed, o mamă care s-a ținut puțin timp pruncul la sân. Nu-i așa? O trebuie să-i dea drumul pe apa Nilului. După aceea a fost readus înapoi, să-i dea piept. În puținul timp pe care l-a avut Iochebed, i-a întipărit legea lui Dumnezeu și i-a spus despre Dumnezeul lui Israel, pentru că Moise, când a omorât un om atunci, nu l-a omorât că o să simți mai tare ca celălalt, ci l-a omorât pentru poporul Domnului. Își iubea poporul. Noi vorbim tot felul de lucruri despre oameni din casa lui Dumnezeu, nu dovedim în fața copiilor noștri, în fața pruncilor noștri, că ne iubim poporul, că iubim oamenii lui Dumnezeu. În puținul timp pe care l-a avut Iochebed, știți cât a investit în Moise? Atunci nu a văzut rezultate mari Iochebed, nici Amran. Dar după 80 de ani, Iochebed i-a mulțumit lui Dumnezeu că a dat naștere unui fiu. Și când a venit Moise din nou în Egipt și a zis: sunt trimis în numele Domnului ca să eliberez poporul de sub robia lui Faraon, Iochebed nu i-a părut rău căci o da naștere unui prunc. După 80 de ani de zile, Iochebed i-a mulțumit lui Dumnezeu căci a putut să crească un copil aproape de Dumnezeu. Poate să dureze mult timp, timp îndelungat, ca să vezi rezultate în copilul tău, dar aș vrea să vă spun, așa după cum am citit din versetul 6, dacă îl vei învăța pe copil, la bătrânețe nu va uita. Își va aduce aminte de ce a investit în el și va călca pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea, dragii mei, să mă apropii de încheiere, să nu vă pară rău că sunteți părinți. Eu am ajuns uneori acasă și uneori poate nici nu poți să te odihnești. Unul plânge, unul vrea mâncare, unul e bolnav. Și acum eu ca eu, că am timp să mă odihnesc. Dar cred că ce o mare răsplată din mâna lui Dumnezeu, dacă noi știm să admirăm și să prețuim o femeie care crește prunci, mult mai mult o va face Dumnezeu din cer. Au fost nopți când am ajuns acasă și mi-am văzut soția cu 3 prunci pe picioare. 2 pe picioare legănându-i și unul în brațe. Și va spune cineva că suntem oameni ieșiți din comun. Nu e adevărat. Eu cred că Dumnezeu, ceea ce face soția ta, soția mea, soțiile noastre, vor fi răsplătite de Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, frați și surori, trăim într-o vreme, într-o societate, când oamenii iubesc mai mult animalele decât copiii. Uitați-vă pe străzile din România, că e o țară mai săracă, o grămadă de copii pe stradă, alungați, dați afară, pentru că nu au loc în căminile noastre. Iubim mai mult animalele decât copiii. Acum aș vrea, în dimineața aceasta, mamele care au prunci, Dumnezeu să le binecuvinteze. Știți, mă uit la femeile acestea care au prunci, ele n-au timp să meargă la coafor. Nici n-au timp să-și facă manicura. Nici n-au timp să schimbe culoarea părului în fiecare săptămână. Mamele acestea au ceva de făcut de a crește copii și de a învăța pe copii calea lui Dumnezeu.
Pentru că nu-i de ajuns doar să-i naștem. Unii s-au limitat și au adus o casă de copii, 12, 15 de copii, dar în educația lor nu s-au ocupat cu nimic. Copiii n-au știut ce înseamnă un psalm, n-au știut ce înseamnă o cântare, n-au știut ce înseamnă o zi de post. Datoria mamelor și a părinților este să-și crească copiii în frică de Domnul. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să citesc un gând pentru părinți. Aici mi l-o trimis cineva din țară cu câteva săptămâni în urmă. Și aș vrea să-l citesc pentru cei care sunt părinți. Pentru cei care li greu cu copiii astăzi. Care uneori plâng pentru ei, uneori se roagă pentru ei. Și știți, sunt copii care uneori nu prețuiesc lucrurile acestea. Numai o mamă și un tată știe poate cât o plâns la căpătâiul unui copil și uneori mă uit la mine și uneori mă sună tata și mama și zice, măi copile, dar până ai dat telefon în toată ziua asta. N-am știut dacă dorm, dacă ai mâncat, dacă ești sătul sau flământ. Și dumneavoastră care sunteți copii, uneori nu știți să prețuiți lucrurile astea, și cum nici eu uneori nu știu să le prețuiesc. Știți când le prețuim noi? Când nu-i mai avem. Atunci le ducem o floare la mormânt, dar atunci mirosul nu mai se simte. Atunci le dăm o ciocolată, tot la mormânt poate, dar e prea târziu. Nu mai simte gustul ciocolatei. Atunci am sunat de 50 de ori pe zi dacă e nevoie. Dar nu mai ai pe cine. Așa eu și dumneavoastră în dimineața aceasta, care încă mai suntem copii, să ne prețuim părinții, dragii mei. Ascultați-mă ceea ce spune psalmul acesta și pe mine m-a întărit. Bucurați-vă seara când este gălăgie și nu vă puteți odihni de râsetele pruncilor voștri. Băgați de vreme în pat. Nu-i mai certați că nu adorm liniștit și nu-i atât de repede ca voi. Într-o zi liniștea o să vă pară înspăimântătoare pentru că vor fi plecați. Bucurați-vă când dimineața găsiți o jumătate de tub de pastă de dinți risipită în ghiuvetă. Într-o zi veți găsi colghetul întărit și nedesfăcut de nimeni. Știți de ce? Că nu mai are cine. Ori plecat. Bucurați-vă când fața de masă e plină de dulceață și chiar și atunci când gemul va ajunge în papuci, într-o zi borcanul va face bucegai în dulap, că nu mai are cine să-l mai consume. Că vor fi plecați. Bucurați-vă când pantofiorii lasă urme de noroi pe covorul din sufragerie sau uneori chiar și cerșaful din dormitor. Într-o zi, la ușa voastră nu vor mai fi nici măcar pantofiorii. Știți de ce? Pentru că și ei vor fi plecați. Bucurați-vă când fiii și fiicele stau cu lumina aprinsă până noaptea târziu, chirciți la birou să scrie, să-și facă lecțiile. Nu-i mai certați că e lumina scumpă. Într-o zi o să vă sperie că e prea devreme întuneric. Bucurați-vă când în casă este debandată și hainele sunt aruncate în toate ungherile, într-o zi veți deschide șifonierul și veți găsi păianjeni. Știți de ce? Pentru că pruncii vor fi plecați și veți rămâne singuri. Bucurați-vă când sunteți bombardați de întrebări la care acum n-avem timp, la care nici nu știți și nici nu aveți chef să oferiți răspuns. Într-o zi nu o să mai fiți întrebați de nimeni, nici măcar când v-ați născut. Știți de ce? Pentru că și pruncii dumneavoastră și pruncii mei nu vor mai fi. Vor pleca.
Bucurați-vă când pruncii vă scotocesc prin gen și vă împrăștie mărdunțișurile prin casă. Într-o zi când veți deschide ușa casei venind de la piață, veți fi întâmpinați de nimeni. Bucurați-vă acum. Într-o zi așa, da, tot ce aveți mai scump, numai să trăiți măcar o clipă stresul de altădată când pruncii vă umpleau casa și urechile de zgomot. Noi credem că acum, dacă e gălăgie în casă, dacă e durere, dacă uneori e caz, e greu, e greu, frate, e greu, cu frigiderul plin, e greu, e tare greu. Eu am fost singur la părinți. Spunea tatălui meu unui vecin, unei copile, care stătea în spatele casei noastre, măi fată, dar să vii la mine, mă, să vezi ce covoare am prin casă, să vezi ce fotolii am. Tata râdea cu o fată. Și fata aceea spunea un lucru, erau vreo 7 sau 8 copii. La ei nu era așa ca la noi, eu un singur copil, și măi, George, îi spunea ea, dar să vii la noi în casă, mă. Dar unul cântă, unul se joacă, unul se roagă, unul strigă. La noi e bucurie, mă, nu ca la tine, că s-aude numai ceasul tic-tac. Și pe noi lucrurile acestea le deranjează astăzi. Ascultați-mă, bucurați-vă că Domnul ne-a dat copii. Ei, copiii aceștia, ne învață să fim părinți fără prunci. N-am înțelege dragostea de Tata lui Dumnezeu. Și ascultați-mă un cuvânt frumos. Fiți ca taximetriștii. Cărați-vă peste tot copiii, dar mai ales la biserică. Într-o zi Dumnezeu vă va umple casa de sfinți. Și care e bucuria cea mai mare pentru mine personal? Că mă duc undeva la rugăciune, chiar dacă îl prinde pe copil somnul în adunare, chiar dacă îl prinde pe mașină, lucrurile acestea îl vor urmări pe copil. Nu vă fie rușine cu copiii voștri, dragi frați și surori, negru, alb, frumos, mai deștept, mai puțin deștept, îs al voștri. Nu vă fie rușine cu pruncii voștri să-i luați la piață, să-i luați la cumpărături. Sincer să fiu, eu o vreme nu prea luam la cumpărături timp în urmă, dar acum mi-e drag să mă duc cu o prunci după mine. Știți de ce? Că toată lumea mă întreabă, mă, toți sunt voștri, mă, toți sunt noștri. Și ne lăudăm cu copiii noștri. Dar sunt noștri, dragii mei, și dacă nu iubim noi, dacă din când în când nu le spunem noi, mă, vine la tata, tu ești bun de ceva. Că așa le spunem uneori copiilor noștri, mă, tu nu ești bun de nimic, tu nu o să ajungi nimic în viață, tu nu o să fii nimic, nu o să fie nimic de tine. Dacă nu le spui tu că e bun de ceva, cine aștept să-i spună? Primarul din Roda? Tu trebuie să-ți vorbești de bine copilul, să-l întărești, să-l lauzi. O cântat o cântare, o spus o poezie în adunare. Te întreabă, mă, cum a ieșit cântarea, cum a fost poezia? Să-i spui, măi copile, ca tine n-a cântat nimeni. Ca tine poezia asta nu a recitat-o nimeni și îmi cer scuze că m-am dus prea departe. Dar doresc, dragii mei, ca împreună cu pruncii noștri, să ne ocupăm noi de ei. Dumnezeu ne-a dat ca să-i ducem în cer. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.